Bună ziua tuturor, mulțumesc domnule președinte. Sigur, suntem astăzi într-o zi importantă. Astăzi domnul ministru a venit, așa cum domnul președinte a spus, să vadă rezultatele muncii a câtorva ani, și anume a sistemului de irigat care pornește de la Vlad Țepeș și către... Sigur, vizita a pornit de la Vlad Țepeș, am văzut realizările și eu spun că sunt realizări importante în ceea ce privește reabilitarea sistemului de irigat. Văzând ceea ce s-a putut face la acest sistem de irigat, la acest tronson, la canalul principal, am făcut toate demersurile necesare, atât eu cât și domnul președinte și toți ceilalți parlamentari ai județului Călăraș, astfel încât este prins pentru a fi reabilitat și un alt sistem de irigat, și anume Mosiștea 6, care pornește de la Păurei și merge spăraza localității Dor Măruntule, Hliu Gară. Sunt primarii aici și chiar mari fermieri văd din zonă. Am convingerea și certitudinea, ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut cu domnul ministru, că... Pe toate actele necesare pentru a demara lucrările sunt în linie dreaptă. Avem aproape toate avizele pentru Mosiștea 6, reabilitarea acestui sistem de irigat la momentul acesta. Cred că la sfârșitul acestui an sau cel târziu la începutul anului viitor să facem licitația și să ne apucăm de treabă pe acest obiectiv. Este un lucru bun, pentru că ne confruntăm încă din 2020 cu o secetă, așa cum o știți și dumneavoastră, destul de severă. Sigur, așa cum s-a mai spus, am mers și la o fermă de vaci și acolo, domnul ministru, o să vă spună sau o să vă răspundă întrebărilor dumneavoastră. Sunt proiecte care au fost implementate și sunt un real succes. De asemenea, am fost la construirea unei avicole, ritmul este destul de avansat. În ceea ce privește lucrările Comisiei de Agricultură, pot să vă spun că încă din momentul în care domnul ministru era președintele Comisiei de Agricultură, au fost puse pe ordinea de zi câteva legi importante, câteva și-au găsit răspunsul și sunt la momentul acesta în vigoare, dar mai există câteva și m-aș opri asupra legii arendei pe care domnul ministru a promovat-o. Încă nu avem un punct comun, o înțelegere comună, mă refer la partenerii de guvernare, dar sper ca în perioada următoare să reușim să trecem și această lege. Deși noi ne doream ca contractele de arendă să fie pe minim 10 ani de zile, se pare că avem probleme și la o perioadă de 7 ani de zile. Da, poate în cele de urmă va trece și această lege. Cu siguranță, în ceea ce privește structurile subordonate Ministerului Agriculturii, mă refer la APIA, o parte dintre dumneavoastră ați primit avansurile. Urmează ca de la 1 decembrie să primim și plata finală. Această subvenție de la APIA, mai ales în acest an, reprezintă o adevărată gură de oxigen. Cred că până la urmă, cu un efort susținut al tuturor, vom reuși să trecem cu bine și peste acest an. Iar la anul, dacă prognozele le-am văzut eu bine, s-ar putea să avem un an mai bun din punct de vedere al precipitațiilor. O să rămân în continuare și vă răspund la întrebări în cazul în care vor fi. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnului deputat!